și fece voluntari. Deocamdată însă mergem în Bistrița și aflați că 31 decembrie este data limită până la care trebuie încheiate proiectele de investiții finanțate cu bani. Вот це якість. Я не знаю, чотенько так, без всяких завод. Варзул Decebal. Și aflați că lucrările au stagnat timp de un an, dar au fost reluate în piste pentru cicliști, rute dedicate, buze electrice și stații de încărcare. Це вона ще зараз, це вона зараз щось розповідає, а взагалі-то музика непогана була. Що цікаво, така музика і на 153 кГц. Тобто я здесь, їх тут штуки 3 або 4, і на 153 кГц. Ну це ж все Румунія. Непогано.